Pe 7 aprilie s-a întâmplat un eveniment care a zguduit întreaga Moldova. O rană adâncă a rămas pe trupul și sufletul poporului. Ce se ascunde în spatele acestor evenimente? Cine are interes să învrăjgească populația Moldovei? Cine a planificat din timp distrugere și teroare? Luni, 6 aprilie, a doua zi după alegeri, câteva mii de tineri au ieșit în piața Marii Adunări Naționale pentru a protesta împotriva falsificării alegerilor și pentru a cere o informare corectă a întregii populații despre evenimentele din piață. Cerem timp de emisie în direct pentru a informa populația Republicii Moldova asupra ceea ce se întâmplă cu adevărat! De ce în ziua de 6 aprilie, la postul de televiziune Moldova 1, nu s-a vorbit nimic despre protestele pașnice din piața Marii Adunări Naționale? Simțindu-se ignorați de către conducere, pe 7 aprilie, zeci de mii de tineri s-au adunat în piață la ora 10. Din păcate, alegerile din 2009 au fost fraudate. În mod grav, există dovezi mai mult decât evidente. Oamenii pornesc spre președinție și parlament. Printre protestatari se văd câțiva tineri dubioși care instigă la violență și aruncă cu pietre în poliție și președinție. Vlad Filat și Dorin Chirtoacă vin și depun toate eforturile pentru a opri violența. Stimați și dragi tineri, dacă aveți încredere în noi, atunci vă rugăm să ne urmați, să fiți alături de noi și împreună cu noi. Mergeți cu noi în piață, avem sonorizare să comunicăm. Interesant că presa comunistă ascunde faptul că liderii opoziției cheamă mulțimea în piață, ba dimpotrivă, chiar îi acuză de instigare la violență. De ce? Un cuvânt spus tare, un cuvânt spus calculat, este mult mai puternic și mai eficient decât o piatră aruncată într-un geam. Este obligatoriu să înceteze orice fel de acțiuni violente. Am chemat în mod repetat și chemăm în continuare pe cei care sunt în fața președinției și în fața Parlamentului să vină încoace. Să nu ne dăm provocați de forțele de securitate care îl mai slujesc pe Voronin. Eu sunt sincer atunci când declar că nu înțeleg strategia oponenților liberali. Noi trebuie să obținem libertatea mass media, libertatea cetățenilor și atunci când avem alegeri libere și securiste. Nu înțeleg nici scopurile lor. Nici valorile lor, nici logicile lor. Un președinte este dator să-și înțeleagă poporul, dacă reprezintă acest popor. De ce Voronin ignoră propunerile opoziției de a soluționa problema constructiv? Noi, în documentul care l-am semnat astăzi, avem anumite cereri din partea trei partide, care urmează să le înaintăm. Ăsta a fost scopul nostru. Renumărarea, verificarea în anumite condiții, anumite situații, când a fost exercitat votul dublu, triplu și așa mai departe, în baza fișilor repetate, și când o să vedem listele suplimentare, o să vedem aceleași persoane votate în foarte multe secții de votare pe un teritoriu mai vast. Această întrevedere nu avea deloc ca scop soluționarea problemei, dar izolarea liderilor opoziției de mulțime. Exact în timpul acesta, provocatorii infiltrați printre protestatarii pașnici primesc ordin să treacă la atac. De ce polițiștii sunt în număr atât de mic? Mulțimea se lasă provocată și se apropie de intrările președinției și parlamentului. Dar cine sunt acești provocatori? Cine coordonează cu ei? Cine i-a pregătit pentru aceste proteste? Lucrurile devin clare dacă privim aceste imagini din așa zisele aplicații militare care au avut loc în suburbia Chișinăului, unde ar fi trebuit să se instruiască forțele de ordine. Dar de fapt sunt aplicații unde se instruiesc viitorii provocatori. Ei vor sparge uși, vor incendia birouri și vor distruge președinția și parlamentul. Este aplicată aceeași tactică. Provocatorii aruncă sticle, pietre, poliția stă neclintită, pe urmă contraatacă, după care se retrage. Același plan îl observăm și pe 7 aprilie. Poliția provoacă mulțimea, apoi nu li se mai dau ordine concrete și polițiștii sunt indeciși în acțiunile pe care le fac. Acolo n-au fost serviciile care trebuiau să fie, dar au fost aduși carabinieri, ăștia băieți tineri de 18 ani,
care nu știu nici să activeze și nici nu sunt profesionali în treburile ordinii publice. Pentru a agita spiritele, poliția creează o adevărată atmosferă de luptă. Observați că nu sunt atacați de protestatari. În acest timp, în spatele Parlamentului a fost filmat un polițist cum dărâma un gard de beton. Sunt pietre care au ajuns tot pe mâna polițiștilor. O parte din acești băieți tineri care au participat la aceste evenimente, i-am întâlnit săptămâna trecută lângă hotelul Codru, unde se desfășurau acțiuni a fondului monetar. Erau unii și aceiași, care aruncau pietre și care serveau ordinea publică lângă hotelul Codru. Poliția primește ordin să se retragă. Provocatorii atacă cu sticle și cu pietre. Poliția se retrage exact ca la aplicațiile militare. Ministerul de Interne a arătat un neprofesionalism total. El a fost impus să activeze, să acționeze anume în așa situație. Ordinul care l-a primit această instituție a fost dat de Comandantul Suprem a Forțelor Armate a Republicii Moldova și se numește Președintele Republicii Vladimir Voronin. Все это время, днем и ночью, находился в здании правительства. И оттуда шло управление всей страной и управление всеми, и контакты со всеми министрами, со всеми руководителями, вот, Министерством обороны, и службой безопасности, всеми. Ни малейших поползновений, ни малейшей паники, ни малейшего страха. Pentru a agita și mai mult spiritele, se ordonă folosirea tunurilor de apă și este chemată o mașină de pompieri. Oleg Cernei, membru AMNL, cere pompierilor să se retragă pentru a nu agrava situația, dar aceștia acționează conform planului. Pompierii lasă mașina în mijlocul mulțimii și pleacă. Am stat și împreună cu colegii în piață și am chemat de 1 milion de ori să vină toți de la președinție la Parlament înapoi. Am fost sub pietre, am fost sub ușa președinției și prin exemplu propriu. Am luat din mâini pietre și așa mai departe, am cerut și am rugat din tot sufletul ca toți plece din piață. Dumneavoastră, din câte cunoaștem, aveți la orele 19.30 o adresare către cetățeni. Ar fi corect într-o asemenea situație ca în paralel să aibă loc o adresare și din partea opoziției pentru a expune situația obiectivă. În ultimul moment, eu cred că am să mă dezic de această adresare, pentru că evenimentele care de vreoastră ne le-ați pregătit ca cadou. Adevăratul cadou l-au făcut comuniștii. Ei au aranjat falsificarea alegerilor, se așteptau la proteste și pentru a-și păstra puterea au pregătit un plan diabolic. Probele care ne-au arătat nou de la persoanele care lucrează în aceste structuri au spus că arhiva Parlamentului, încă 2 săptămâni înainte de evenimentele acestea, au fost scoase de sub bătaie. Toată tehnica de preț, toate documentele au fost scoase, cabinetele deschise și safeurile la fel. Clădirile erau pregătite pentru a fi devastate, dar ce urmăreau comuniștii prin aceste distrugeri? Discreditarea opoziției pe plan intern și internațional, terorizarea și înfricoșarea tineretului dornic de libertate și schimbare, provocarea de distrugeri masive pe care să le repare firmele clanului comunist cu banii din bugetul statului, provocarea unui conflict internațional în care, cu susținerea Rusiei, să atace România. Pentru realizarea acestor obiective trebuia să fie simulată o lovitură de stat. Învinuirile nu întârzie să apară. Se anunță ca caracter și ca conținut, ca o tentativă de lovitură de stat. Mai avem și un motiv foarte evident, fiindcă vedem pe batimentul președinției instalat drapelul României. Drapelul făcea și el parte din planul comuniștilor. Instalarea lui a avut loc de către Ion Galațchi și Dragoș Musteață, cu permisiunea directă a vicepreședintelui Parlamentului Vladimir Țurcan. Eu am dus negocieri cu cei 5, deci reprezentanți a protestatarilor și s-au făcut strict în consultație cu telegele noastre. De fapt, la aceste negocieri, Vladimir Țurcan propune și insistă ca aceste persoane să instaleze drapelul. Trebuie să menționăm că Vladimir Țurcan a putut să permită instalarea drapelului numai cu împuternicirea președintelui Voronin.